Ca să nu mă dezic intro-urilor mele kilometrice și probabil să vă întrebați ce s-a întâmplat cu mine, vreau să știți că vlogul de astăzi este filmat într-o cameră de hotel din Vama Veche, stațiune pe care am ales-o pentru a-mi petrece câteva zile din această minunată și splendidă și însorită și cum vreți voi, vacanță de vară. Practic, videoul de astăzi este o continuare a seriei de dezvoltare personală pe care mi-am propus să o dezvolt aici pe YouTube. Astăzi vorbim despre bunele maniere pe plajă și despre cum ar trebui să ne comportăm ca să fim civilizați și bine crescuți pe plajă. Și mi-am notat aici câteva treburi, dacă le-aș și găsi ar fi absolut genial. Reguli de bun simț, reguli de bună creștere pe plajă. Și prima treabă pe care vreau să vă spun în această serie de bune maniere pe plajă este referitoare la mizerie și la faptul că ar trebui să ne strângem mizeria atunci când suntem pe plajă și să nu lăsăm în urma noastră peturi, pahare de bere, sticle de bere sau orice alte treburi pe care le-am consumat. O a doua treabă pe care vreau să o amintesc în acest video este referitoare la nevoile fiziologice și la locul în care alegem să ne satisfacem aceste nevoi. Nu uitați că marea nu este locul potrivit pentru astfel de treburi și da, băile sunt special amenajate pentru a vă satisface nevoile acestea. O a treia treabă pe care vreau să o amintesc în acest video este referitoare la bunul simț privind muzica și maneaua pe care foarte mulți dintre cei prezenți pe plajă o dau la maxim. Nu uitați că, la fel ca voi, sper eu, cei din jurul vostru au venit pe plajă pentru a se relaxa și nu pentru a asculta muzica dată la maxim din boxele voastre. Următoarea treabă este referitoare la certuri, subiecte personale pe care ar trebui să le lăsăm acasă atunci când suntem pe plajă. Nimeni nu este obligat să ne asculte nouă certurile, scandalurile și problemele personale pe care ni le povestim cu cei din jurul nostru. O altă regulă pe care ar trebui să o aplicăm atunci când suntem la plajă este referitoare la fotografii și la modul în care facem fotografii. Foarte mulți dintre cei prezenți pe plajă abuzează de acele fotografii de tip selfie pe care ulterior le postează pe Facebook. Mai mult decât atât, în aceste fotografii surprinzând foarte mulți oameni din jurul lor. Nu uitați că nu toată lumea își dorește să fie vedetă pe Facebook-ul dumneavoastră și în aceste fotografii ar trebui să apăreți doar dumneavoastră, nu și toată lumea din jurul vostru. Penultima regulă, tot așa de bun simț pe care ar trebui să o aplicăm pe plajă, este referitoare la îndepărtatul părului, al tăiatul unghiilor și al smulsului sprâncenelor, pensatului, cum vreți voi să-i spuneți. Nimeni nu trebuie să ajungă să-și îndepărteze părul de pe corp pe plajă, nimeni nu trebuie să-și taie unghiile, să-și smulgă sprâncenele pe plajă. Lucrurile astea se întâmplă, ar trebui să se întâmple acasă, în baie sau unde sunteți voi cazați. Ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc în spectrul bunelor maniere pe plajă este cel referitor la fumat și mai mult decât atât la cei care aleg să-și îngroape chiștoacele în nisip după ce au terminat de fumat. Lucru care nu poate decât să mă întristeze și să dea o dovadă de proastă creștere. Și acesta a fost mini ghidul meu de bune maniere pe plajă. Sper că v-ați bucurat la fel de mult de acest video cum m-am bucurat eu să-l filmez. Nu uitați că dacă vă place ceea ce se întâmplă aici pe canal, vă invit să vă abonați. Dacă vă place acest video, aș super aprecia dacă i-ați da un like. Noi ne vedem așadar data viitoare cu un nou video. Mulțumesc pentru vizionare. Bye!